Puterea nemărginită de Anthony Robbins Secțiunea 1. Modelarea de desăvârșirii umane Capitolul 2. Deosebirea care contează Ciudată e viața dacă refuzi să accepti altceva decât ceea ce e mai bun, foarte des, îl lopții. Somerset Maugham Mergea cu motocicleta pe autostradă cu o viteză de peste 100 de kilometri la oră, când deodată a văzut ceva. i a tras privirea, ceva de pe marginea șoselei, și când a întors din nou capul spre sensul de mers, n-a mai avut timp să reacționeze. Aproape că era prea târziu. Camionul uriaș din fața lui se oprise pe neașteptate. Într-o clipă, în disperarea de a-și salva viața, Intră cu motocicleta într-un derapaj înspăimântător, care părea să dureze o veșnicie. Printr-o mișcare chinuitor de lentă, el alunecă sub camion. Capacul rezervorului de benzină, sări și se petrecu tot ce se putea mai rău. Benzina se împrăștiase și luă foc. Următoarele lui momente de conștiință, le trăiește pe un pat de spital cu dureri cumplite, incapabil să se miște, fiindu-i teamă să-și respire. Pe trei sferturi din corp are arsuri îngrozitoare de gradul 3, și totuși nu renunță. Se luptă să revină la viață și își reia cariera de om de afaceri, ca apoi să sufere o altă lovitură de șoc. Cade cu avionul și rămâne paralizat. Pe viață, de la jumătate în jos. În viața fiecărui bărbat și a fiecărei femei, vine un moment de mare încercare. Un moment în care ne este testată fiecare resursă în parte. Un moment în care viața pare să fie nedreaptă cu noi. Un moment în care credința noastră, valorile în care credem, răbdarea noastră, compasiunea noastră. Forța de a nu ne lăsa, toate sunt împinse dincolo de orice limită. Unii oameni se folosesc de asemenea momente ca de niște ocazii pentru a deveni mai buni. Alții se lasă pur și simplu striviți de asemenea experiențe de viață. V-ați întrebat vreodată de ce reacționează oamenii atât de diferit la încercările la care îi supune viața? Eu m-am întrebat. O bună parte a vieții mele m-a fascinat întrebarea: ce îi face pe oameni să se comporte într-un fel sau altul? De când mă știu, am fost obsedat să descoper ce anume îi face pe unii bărbați și pe unele femei să se deosebească de ceilalți semeni ai lor. Ce anume trebuie ca să fii conducător, o ființă împlinită? Cum se face că pe lumea asta sunt atâția oameni care știu să se bucure de viață, în ciuda aproape tuturor vicisitudinilor, în timp ce alții, care par să nu ducă lipsă de nimic, trăiesc în disperare, supărare și amărăciune? Haideți să vă spun povestea altcuiva și să vedem împreună ce deosebiri sunt între cei doi oameni. Viața acestui om pare să fie mult mai luminoasă. Este un artist fabulos de bogat, cu un talent nemaipomenit și nenumărați admiratori. La vârsta de 21 de ani, era cel mai tânăr membru al celebrei trupe de comedie Second Comedy din Chicago. În foarte scurt timp, a devenit vedetă consacrată a trupei. Curând după aceea. Trupa înregistrează un mare succes în New York. El ajunge apoi unul dintre marele succese de televiziune ale anilor 70. Mai târziu, devine unul dintre marile staruri de film ale Americii. Se apucă de muzică și se bucură iarăși de același mare succes imediat. Are zeci de prieteni care îl admiră, o căsnicie fericită. Case minunate în New York City și Marta Vineyard. Pare să aibă tot ce își poate dori cineva. Care dintre cei doi oameni ați vrea să fiți? Este greu de închipuit că cineva l-ar prefera pe primul. Dar, să vă mai spun câte ceva despre acești doi oameni. Primul este unul dintre oamenii cei mai realizați, puternici și plini de viață dintre toți cei pe care îi cunosc. Îl cheamă Michel. Trăiește și o duce foarte bine în Colorado. De când cu accidentul de motocicletă, a avut parte de succes și bucurie mai mari decât au avut alții într-o viață întreagă a stabilit relații personale fenomenale cu unii dintre cei mai influenți oameni din America. În afaceri a ajuns miliardar. A candidat chiar pentru congres, în ciuda chipului său marcat grotesc de accident. Știți care era lozinga sa în campania electorală? Trimite-mă în congres și n-am să fiu acolo doar un tip drăguț. În prezent are o relație extraordinară cu o femeie foarte aparte și candidează cu entuziasm pentru postul de viceguvernator al statului Colorado în 1986. A doua persoană este cineva pe care îl cunoașteți bine, care v-a adus probabil multă bucurie și plăcere. Se numea John Belushi. A fost unul dintre cei mai faimoși actori de comedie ai vremurilor noastre și unul dintre marele succese artistice ale anilor 70. Belușii a îmbogățit viața multora, dar nu și pe a lui. Când a murit, la vârsta de 33 de ani, de ceea ce reprezentantul parchetului a formulat drept toxicitatea acută datorită cocainei și heroinei. Puțin dintre cei care îl cunoșteau s-au mirat. Omul care avea totul ajunsese un toxicoman înrăit care nu se mai controla, buhăit și îmbătrânit peste măsură. Din afară, părea să aibă totul. Pe dinăuntru, însă, părea să fie găunos de mulți ani. Asemenea exemple sunt la tot pasul. Ați auzit vreodată de Pit Strugwick, născut fără mâini și fără picioare, și a pus în cap să devină maratonist și chiar a alergat 43.000 de kilometri. Gândiți-vă la povestea nemaipomenită a lui Helen Keller sau a lui Candy Lightner, Fondatarea Asociației Mame împotriva condusului în stare de ebrietate. A trăit o tragedie teribilă. Fica ei a fost omorâtă de un șofer beat la volan. A înființat o organizație care a salvat probabil sute, poate mii de vieți. La cealaltă extremă, gândiți-vă la oameni ca Merlin Moreau sau Ernest Hemingway, oameni care au cunoscut succese fabuloase, și care au sfârșit prin a se autodistruge. Așa că vă întreb, care este deosebirea dintre a avea și a nu avea? Care este deosebirea între a putea și a nu putea? Care este deosebirea dintre a face și a nu face? De ce unii oameni au parte de niște necazuri îngrozitoare, de neînchipuit, și totuși fac din viața lor o sărbătoare, în timp ce alții, deși au tot ce își doresc, fac din viața lor un coșmar? De ce unii se folosesc de orice experiență din viața lor pentru a o transforma în avantaj, în timp ce alții folosesc orice astfel de experiență împotriva lor. Care este deosebirea dintre Michel și Belushi? Care este deosebirea care contează pentru calitatea vieții? Întrebarea aceasta m-a obsedat toată viața. Am crescut văzând oameni care aveau bogății mari de tot felul, slujbe bine plătite, relații minunate, un fizic armonios. Vroiam să aflu care este cauza deosebirii atât de mari dintre viața lor și viața mea și a prietenilor mei. Toată deosebirea vine din felul în care comunicăm cu noi înșine și din acțiunile pe care le întreprindem. Ce facem când ne dăm toată osteneala, și totuși lucrurile nu merg bine? Cei care reușesc nu au probleme mai puține decât cei care nu reușesc. Singurii fără probleme sunt cei din cimitire. Nu prin ceea ce ni se întâmplă se separă eșecurile de succese. Ceea ce contează este felul în care percepem și ceea ce facem legat de ceea ce ni se întâmplă. Când Michel a primit de la corpul său informația că trei sferturi din el este acoperit de arsuri de gradul 3, el avea de ales felul în care putea să interpreteze informația. Înțelesul acestei întâmplări putea constitui un motiv să moară, să se întristeze sau orice altceva vroia el să comunice. El a ales să-și comunice ferm Că acea experiență apăruse cu un scop, și că acest scop îi va servi într-o zi ca să obțină avantaje și mai mari în atingerea țelului său de a fi însemnat ceva pe lumea asta. Ca rezultat al comunicării cu el însuși, și-a alcătuit seturi de convingeri și valori, conform cărora și a condus mai departe viața printr-un simț al avantajului și nu al tragediei, chiar și atunci când a rămas paralizat. Cum a reușit Pete Strudwick să participe cu succes la Pete's Speck cel mai greu traseu de maraton din lume, deși nu are nici mâini, nici picioare? Simplu, a știut să fie stăpân pe comunicarea cu el însuși. Atunci când simțurile corpului i-au trimis semnale pe care altădată le interpretase drept durere, constrângere, epuizare, el le-a schimbat pur și simplu înțelesul și a continuat să îi dea sistemului său nervos comenzi care să-i permită să alerge. Lucrurile nu se schimbă. Noi, le schimbăm Henry David Thoreau Întotdeauna am fost curios să aflu cum anume obțin oamenii rezultate Cu mult timp în urmă mi-am dat seama că există indicii pentru succes că acei care obțin rezultate remarcabile fac anumite lucruri ca să le obțină Mi-am dat seama că nu era de ajuns doar că știu că unul ca Michel sau ca Strudwick, comunică cu ei înșiși într-un fel anume ca să obțină rezultate. Trebuia să aflu exact cum fac. Credeam că dacă fac exact ceea ce fac alții, puteam obține exact aceleași rezultate ca ale lor. Credeam că dacă am semănat, trebuie să și culeg. Cu alte cuvinte, dacă cineva putea fi milostiv în împrejurări printre cele mai vitrege, puteam afla care era strategia lui, felul cum privea lucrurile, cum își mișca corpul în acele situații, și astfel puteam deveni și eu mai milos. Dacă un bărbat și o femeie aveau o căsnicie fericită și după 25 de ani încă se mai iubeau, puteam afla ce anume făcuseră ce crezuri ale lor îi aduseseră la asemenea rezultat și adoptând acele acțiuni și crezuri, aș fi obținut rezultate similare în propriile mele relații. În viața mea ajunsesem să obțin rezultatul de a fi supraponderal. Am început să-mi dau seama că tot ce trebuia să fac era să iau ca model oameni slabi, să aflu ce mănâncă, cum mănâncă, ce gândesc, ce crezuri au și puteam obține și eu același rezultat. Așa am reușit să scap de cele 15 kg în plus. Tot așa am procedat și pe plan financiar și cu relațiile mele personale. Am început, deci, să caut modele de desăvârșire personală. Și în această căutare a desăvârșirii personale, am studiat fiecare cale pe care am găsit-o. Am întâlnit apoi programarea neurolingvistică, sau, prescurtat, NLP. Dacă o analizați, denumirea vine de la neuro, care se referă la creier, și lingvistic, care se referă la limbaj. Programare înseamnă instalarea unui plan sau a unei proceduri. NLP este studiul modului în care un limbaj, atât verbal cât și non-verbal, afectează sistemul nostru nervos. Capacitatea noastră de a întreprinde orice în viață se bazează pe capacitatea noastră de a ne conduce propriul sistem nervos. Cei care sunt capabili să obțină niște rezultate remarcabile o fac realizând anumite comunicări către și prin sistemul nervos. NLP studiază felul în care oamenii comunică cu ei înșiși, în așa fel încât să realizeze stări de inventivitate optimă și să creeze astfel cel mai mare număr de soluții comportamentale. Deși comunicarea de programare neurolingvistică definește precis obiectul disciplinei, s-ar putea ca voi să nu fi auzit niciodată de ea. În trecut, terapeuții erau cei care o studiau în primul rând, și un număr restrâns de cadre de conducere norocoase. Atunci când am venit prima dată în contact cu ea, mi-am dat seama imediat că nu semăna cu nimic din ce auzisem eu până atunci. L-am urmărit pe un specialist în NLP, tratând o pacientă care se afla de trei ani în tratament pentru reacții fobice și, în mai puțin de 45 de minute, fobia dispăruse. Am fost impresionat. Trebuia să aflu tot despre această disciplină, și pentru că, veni vorba, de multe ori se poate obține același rezultat în 5 sau 10 minute. NLP pune la dispoziție un cadru sistematic pentru dirijarea creierului nostru. Ne învață cum să direcționăm nu numai propriile noastre stări și atitudini ci și stările și atitudinile altora. Pe scurt, este știința care vă învață cum să dirijați creierul într-un mod optim pentru a obține rezultatele pe care le doriți. NLP mi-a pus la dispoziție exact ceea ce aveam nevoie. Mi-a dat dezlegarea misterului asupra felului în care anumiți oameni, au fost capabile să obțină ceea ce eu numeam rezultate optime. Dacă unii sunt capabili să se trezească de dimineață, rapid și ușor, și plin de elan, acesta este un rezultat pe care l-au obținut prin puterile lor. Întrebarea este: cum l-au obținut? Dacă acțiunile constituie sursa tuturor rezultatelor, atunci care acțiuni fizice sau mentale au dus la procesul neurofiziologic de trezire ușoară și rapidă din somn Una din presupozițiile NLP este că avem cu toții aceeași înzestrare neurologică. Astfel încât, dacă oricine poate face orice pe lumea asta, atunci Înseamnă că și voi puteți, dacă vă dirijați sistemul nervos exact în același fel. Acest proces de a descoperi exact ce anume fac oamenii pentru a obține anumite rezultate este numit modelare. Încă o dată ajungem la concluzia că dacă este posibil pentru alții în lumea asta, este posibil și pentru voi. Problema nu este dacă puteți obține sau nu rezultatele pe care le obține o altă persoană. Aici este vorba doar de strategie, anume cum face acea persoană ca să obțină rezultatele. Dacă cineva poate spune foarte repede cuvintele pe litere, există o cale de a vă modela după el în 4 sau 5 minute. Veți afla mai multe despre strategia aceasta în capitolul 7. Dacă una dintre cunoștințele voastre comunică perfect cu copilul său, și voi puteți face asta. Dacă cineva reușește să se trezească ușor și rapid, și voi puteți să o faceți. Luați pur și simplu model după felul în care alți oameni, își dirigează sistemul nervos. Evident că unele sarcini sunt mai complexe decât altele, și s-ar putea să fie nevoie de mai mult timp să luați model și apoi să-l copiați. Dacă aveți destulă voință și credința care vă vor supune în timp ce vă veți adopta și schimba, teoretic, orice poate face Orice ființă umană poate fi luată ca model. În multe cazuri, i-au trebuit cuiva ani de încercări și eșecuri pentru a găsi o metodă anume ca să-și folosească mintea sau corpul în scopul obținerii unor rezultate. Dar, voi puteți sări peste toți acești ani, puteți lua ca model acțiunile. Pentru care a fost nevoie de ani ca să fie puse la punct, și obține rezultate similare doar în câteva momente sau luni, oricum mult mai puțin timp decât i-a trebuit persoanei ale cărei rezultate vreți să le obțineți și voi. Cei doi care au pus bazele NLP sunt John Grinder și Richard Bandler. Grinder este lingvist, unul dintre cei mai buni din lume. Bandler este matematician, terapeut, gestalt și expert în materie de calculatoare. Cei doi bărbați au decis să-și unească talentele într-un scop unic: să pornească, să ia model de la oamenii cu cele mai remarcabile reușite în domeniul lor. Au căutat oameni dintre cei mai eficienți în crearea acelui ceva care au simțit ei că și-l dorește ființa umană. Schimbarea Au căutat oameni de afaceri prosperi, terapeuți realizați, precum și alții ca să poată distila lecțiile și tiparele pe care aceia le descoperiseră de-a lungul anilor prin încercare și eșec. Bentler și Grinder sunt cel mai bine cunoscuți dintr-o serie de tipare eficiente de comportament intervenție pe care ei le-au codificat în copierea modelelor, doctorului Milton Erickson, unul dintre cei mai mari hipnoterapeuți care au trăit vreodată. Virginei Satir, un extraordinar terapeut de familie, și lui Gregory Batson, un antropolog. Cei doi au descoperit, de exemplu, cum a reușit Satir să realizeze în mod constant rezoluția relațiilor problemă pe care alți terapeuți n-au reușit să o rezolve. Ei au descoperit ce tipare de acțiuni a alcătuit ea pentru a obține rezultate. Și au predat aceste tipare studenților lor, care au putut apoi să le aplice la rândul lor, obținând rezultate de aceeași calitate, deși nu aveau anii prețioși de experiență ai terapeutei. Ei au semănat aceleași semințe, astfel că au cules aceleași roade. Lucrând după tiparele fundamentale pe care le-au copiat, după acești trei maeștri, Bandler și Grinder, au început să creeze propriile lor tipare și să le predea și pe acestea. Aceste tipare sunt cunoscute îndeopște sub numele de programare neurolingvistică, NLP. Aceste două genii au făcut mai mult decât să ne pună la dispoziție o serie de tipare solide și eficiente care să producă schimbare. Mai important, ei ne-au pus la dispoziție o viziune sistematică a felului în care, să putem copia orice formă de desăvârșire umană într-o perioadă foarte scurtă de timp. Succesul lor este legendar. Totuși, chiar având la dispoziție aceste instrumente, mulți oameni doar și-au însușit aceste tipare, cu ajutorul cărora se poate obține schimbarea comportamentală și afectivă, dar, nu au găsit niciodată puterea să le folosească efectiv și cu succes asemănător. Încă o dată, nu este de ajuns să știi. Rezultatele se obțin trecând de la fapte. Pe măsură ce citeam mai multe cărți despre NLP, eram uimit că nu găseam aproape nimic despre procesul de copiere a modelului. După părerea mea, acest proces reprezintă calea spre desăvârșire. Aceasta înseamnă că dacă aflu despre cineva oriunde în lume că obține un rezultat pe care eu îl doresc, pot obține și eu același rezultat dacă sunt dispus să plătesc prețul în timp și efort. Dacă vreți să aveți succes, nu trebuie decât să găsiți o cale de a copia modelul acelora care au reușit deja cu adevărat. Adică, aflați ce acțiuni au întreprins, cum anume și-au folosit mintea și corpul pentru a obține rezultatele pe care voi vreți să le copiați. Dacă vreți să fiți un prieten mai devotat, o persoană mai bogată, un părinte mai bun, un sportiv mai performant, un om de afaceri mai prosper, tot ce trebuie să faceți este să găsiți modele de desăvârșire. Inițiatorii ideilor înnoitoare din întreaga lume sunt adesea modelatori de profesie, oameni care stăpânesc arta de a învăța tot ce se poate învăța, urmând experiența altora mai mult decât pe a lor. Aceștia știu cum să facă economie la acest articol, din care nici unul din noi nu are niciodată destul. Timp Dacă v-ați uita pe lista cărților care se vând cel mai bine, Publicată în New York Times, ați constata că majoritatea publicațiilor din capul listei conțin modele ale felului în care se poate face ceva mai eficient. Cea mai recentă carte a lui Peter Drucker se numește Inovație și Antreprenoriat. Autorul conturează acțiunile specifice. Pe care trebuie să le întreprindă cineva pentru a putea fi un antreprenor și inovator eficient. El afirmă limpede că inovația este un proces foarte special și deliberat. A fi antreprenor nu înseamnă nimic misterios sau magic. Nu ține nici de bagajul genetic. Este o disciplină care poate fi învățată. Vă sună familiar? Datorită priceperii sale în domeniul modelării, autorul este considerat fondatorul practicilor afacerilor moderne. Cartea Manager la minut de Kenneth Blanchard și Spencer Johnson este un model pentru comunicarea umană și administrarea simplă și eficientă a oricăror relații umane. Cartea a fost alcătuită prin copierea modelelor celor mai eficienți directori din țară. În căutarea desăvârșirii, scrisă de Thomas Peters și Robert Waterman, este evident o carte care descrie un model al corporațiilor prospere din America. Punte peste nemurire a lui Richard Bach exprimă un alt punct de vedere, un nou model al felului cum privim relațiile dintre oameni. Și lista continuă. Și cartea de față conține o serie întreagă de modele ale felului în care să vă conduceți mintea sau corpul, precum și comunicarea cu alții, în așa fel încât. Toți cei implicați să obțină rezultate remarcabile. Intenția mea, totuși, în ceea ce vă privește, este nu doar să vă arăt aceste tipare ale succesului, ci să vă fac să treceți dincolo de ele și să vă creați propriile voastre modele. Puteți învăța un câine niște tipare care să-i îmbunătățească comportamentul. Același lucru îl puteți face și cu oamenii. Ceea ce aș vrea să învățați voi este un proces, un cadru, o disciplină care vă va permite să copiați desăvârșirea oriunde ați găsi-o. Vreau să vă învăț câteva dintre cele mai eficiente tipare de NLP aș vrea să deveniți mai mult decât un practicant de NLP. Aș vrea să deveniți un modelator, cineva care deprinde desăvârșirea și și-o însușește. Cineva care să fie permanent în căutarea tehnologiilor de performanță optimă. Să nu vă opriți! Să nu rămâneți legați de vreo serie de sisteme sau tipare, ci să căutați mereu căi noi și eficiente de a obține rezultatele pe care vi le doriți. Pentru a modela desăvârșirea, ar trebui să deveniți detectiv, investigator, cineva care pune o mulțime de întrebări și descoperă toate indiciile către ceea ce generează desăvârșirea i-am învățat pe trăgătorii de elită din armata SUA să tragă și mai bine, arătându-le tiparele precise ale desăvârșirii în tragerea cu pistolul. Am învățat iscusința unui maestru de karate, observând felul cum gândesc și ceea ce fac. Am îmbunătățit performanțele unor sportivi, fie ei profesioniști sau campioni olimpici. Am reușit acest lucru găsind o cale de modelare precisă a ceea ce au făcut acești oameni atunci când au obținut cele mai bune performanțe ale lor. Arătându-le apoi: cum să-și ridice singuri ștacheta acestor performanțe. A clădi cu succesele altora este unul dintre aspectele fundamentale ale oricărui tip de învățare. În lumea tehnologiei, fiecare pas înainte în ingineria sau designul calculatoarelor decurge în mod firesc din descoperiri și reușite mai timpurii. În lumea afacerilor, companiile care nu învață din experiență, care nu operează în informațiile la zi, sunt condamnate. În lumea comportamentului uman, este unul dintre puținele domenii care continuă să opereze cu teorii și informații vechi. Cei mai mulți dintre noi continuă să folosească un model de funcționare a minții și de comportament din secolul al XIX-lea. Punem pe ceva eticheta deprimare și, ce să vezi, suntem deprimați. Adevărul este că acei termeni pot fi niște profeți de autoîmplinire. Această carte vrea să vă învețe o tehnologie pusă la punct și disponibilă, o tehnologie care poate fi folosită pentru a vă face viața să aibă calitatea pe care o doriți. Bendler și Grinder au constatat că există trei ingrediente fundamentale care trebuie copiate pentru a reproduce orice formă de desăvârșire umană. Sunt într-adevăr cele trei forme de acțiuni mentale și fizice care corespund cel mai direct cu calitatea rezultatelor pe care le obținem. Încercați să vi le închipuiți ca pe trei uși care dau într-o sală de bal impresionantă. Prima ușă reprezintă sistemul de convingeri al unei persoane. Ceea ce crede o persoană, ceea ce consideră că este posibil sau imposibil, determină într-o mare măsură ceea ce poate sau nu poate acea persoană. O vorbă străveche spune că dacă tu crezi că ești în stare să faci ceva sau că nu ești în stare să faci ceva, ai dreptate oricum. Este adevărat într-o oarecare măsură, pentru că atunci când nu crezi că poți face ceva, trimiți sistemului tău nervos mesaje clare care limitează sau chiar elimină capacitatea de a obține acel rezultat. Dar, pe de altă parte, dacă trimiți consecvent sistemului tău nervos mesaje congruente, care spun că ești în stare să faci ceva anume, atunci, ele îți stimulează creierul să obțină acele rezultate pe care le dorești, deschizând astfel posibilitatea de a le genera. Dacă poți copia modelul unui sistem de convingeri al altei persoane. Ai reușit să faci primul pas către felul în care procedează acea persoană, generând astfel obținerea aceluiași tip de rezultat. Ne vom mai ocupa de sistemul de convingeri în capitolul 4. A doua ușă pe care trebuie să o deschidem este sintaxa mentală a unei persoane. Sintaxa mentală este modul în care cineva își organizează gândurile. Sintaxa este un cod. Un număr de telefon are șapte cifre. Dar, ca să vorbești cu persoana cu care vrei să vorbești, trebuie să formezi cifrele în ordinea corectă. Același lucru este valabil și pentru modul în care vrei să ajungi în acea parte a creierului și sistemului nervos care te poate ajuta cel mai bine să obții rezultatul dorit. Același lucru este valabil și în comunicare. De multe ori, oamenii nu pot comunica bine unii cu alții pentru că ei folosesc coduri diferite, au sintaxe mentale diferite. Aflați codurile și ați reușit astfel, să treceți de cea de-a doua ușă către modelarea celor mai valoroase calități ale oamenilor. Ne vom mai ocupa de sintaxă în capitolul 7. A treia ușă este fiziologia. Mintea și corpul sunt legate indestructibil. Felul în care vă folosiți fiziologia, cum respirați. Cum vă mențineți corpul, postura, expresiile feței, natura și calitatea mișcărilor, toate acestea determină starea în care vă aflați. Starea în care vă aflați va determina apoi calitatea și multitudinea reacțiilor comportamentale pe care sunteți capabili să le aveți. De fiziologic, ne vom ocupa mai pe larg în capitolul nou. De fapt, noi copiem tot timpul modele. Cum învață un copil să vorbească? Cum învață un sportiv începător de la unul cu experiență? Iată un exemplu simplu de copiere a modelului din lumea afacerilor. Trăim într-o lume cu o cultură uniformă astfel încât ceea ce este valabil într-un loc este valabil și într-un altul. Dacă cineva a început o afacere vânzând fursecuri cu ciocolată pe o stradă circulată din Detroit, există aceleași șanse să poată face același lucru pe o stradă din Dallas. Dacă cineva din Chicago are o afacere în care pune la dispoziție persoane costumate scandalos ca să ducă mesaje, există șanse ca același lucru să funcționeze și la Los Angeles sau New York. Tot ceea ce fac mulți oameni ca să reușească în afaceri este să găsească ceva care se poate realiza într-un oraș, sau să facă același lucru în alt oraș înainte să expire perioada de latență. Tot ce trebuie să faceți este să abordați un sistem care s-a dovedit eficient și să-l copiați, ba chiar mai mult, să-l îmbunătățiți. Oamenii care fac acest lucru au, teoretic, succesul garantat. Cei mai mari modelatori din lume sunt japonezii. Ce se află oare dincolo de uluitorul miracol al economiei japoneze? Să fie oare un sclipitor spirit inovator? Câteodată. Totuși, dacă veți cerceta istoria industriei din ultimele două decenii, Veți afla că foarte puține dintre noile produse importante sau succese tehnologice au început în Japonia. Japonezii iau pur și simplu idei și produse care apar mai întâi la noi, orice de la mașini la semiconductori, și, printr-o modelare meticuloasă, păstrează cele mai valoroase elemente. Iar pe celelalte, le îmbunătățesc. Omul considerat ca fiind cel mai bogat din lume este Adnan Muhammad Khashoggi. Cum a ajuns să fie așa? Simplu, a luat model de -a la Rockefeller, Morgan și alții de aceeași talie financiară. A citit despre ei tot ce a găsit, le-a studiat crezurile, și le-a modelat strategiile. De ce a fost în stare Michel nu doar să supraviețuiască, dar să și prospere după o experiență atât de cutremurătoare pe care a putut-o trăi un om? Atunci când se afla în spital, prietenii lui i-au citit istorii despre oamenii care depășiseră mari obstacole. A avut astfel un model de reușită, iar modelul pozitiv a fost mai puternic decât experiența negativă pe care a trăit-o el. Deosebirea dintre cei care reușesc și cei care eșuează nu stă în ceea ce au, ci în ceea ce își aleg să vadă și să întreprindă ca resursele lor și cu experiențele lor de viață. Prin același proces de modelare, am început și eu să am rezultate imediate, atât pentru mine cât și pentru alții. Am continuat să caut alte tipare de gândire și acțiune, care au dus la rezultate remarcabile într-o perioadă scurtă de timp. Am numit aceste tipare tehnologii de performanță optimă. Aceste strategii formează trunchiul acestei cărți. Dar, aș vrea să lămuresc un lucru. Celul meu, rostul acestei cărți în ceea ce vă privește, este nu doar să stăpâniți tiparele pe care vi le descriu. Ceea ce trebuie să faceți este să dezvoltați propriile tipare, propriile strategii. John Grinder m-a învățat să nu cred niciodată prea mult în ceva, pentru că s-ar putea să existe un loc unde să nu meargă. NLP este un instrument puternic, dar doar atât. Un instrument pe care să-l folosești pentru a-ți dezvolta propriile abordări, propriile strategii, propriile moduri de a cerceta în profunzime. Nicio strategie nu funcționează tot timpul. Modelarea nu este cu siguranță ceva nou. Orice mare inovator și-a modelat descoperirile după ale altora, venind cu ceva nou fiecare copil își modelează lumea care îl înconjoară. Partea proastă este că cei mai mulți dintre noi modelează la întâmplare, fără o țintă anume. Adunăm la întâmplare câte ceva de la o persoană, altceva de la altă persoană, ratând poate ceva mai mult și mai important de la altcineva. Luăm ceva bun de aici și ceva rău de dincolo. Încercăm să modelăm pe cineva pe care îl respectăm, dar constatăm în cele din urmă că nu prea știm cum să facem ceea ce face acel cineva. Întâlnirea pregătirii cu oportunitatea generează acel vlăstar pe care îl numim noroc. Anthony Robbins. Luați această carte ca pe un ghid pentru o modelare conștientă cu o mai mare precizie, ca pe o șansă pentru voi de a conștientiza ceea ce ați făcut dintotdeauna în viață. În jurul vostru sunt strategii și resurse fenomenale vă provoc să începeți să gândiți ca un modelator, veșnic conștient de tiparele și tipurile de acțiuni care aduc la obținerea de rezultate remarcabile. Dacă cineva este în stare să facă ceva remarcabil, întrebarea care trebuie să vă țâșnească imediat în minte este Cum a obținut acel rezultat? Aș vrea să sper că veți continua să căutați desăvârșirea și magia în tot ceea ce vedeți, și să aflați cum se poate ajunge la ea, astfel încât să puteți realiza și voi același tip de rezultate oricând veți dori. Următorul lucru pe care îl vom cerceta este ceea ce determină reacțiile noastre, la împrejurările schimbătoare ale vieții